civilizații își lasă mai ușor trecutul sau amrenta și arte romanii au și scris mult, s-au și scultat mult, așa că e normal să știm de la romani, dar acest instrument este din categoria celor care vin de foarte departe, ca și fluierul și, de exemplu, nu de mult în județul vecin, în Sălaș, a fost găsit un fluier de câteva mii de ani vechime. Sigur că sunt anumite contexte care permit păstrarea lor. Poate vom avea fericirea să găsim și un bucium. Aș fi fericit pe cuvântul meu. Dacă... Și e clar că trimițind semnale la distanță foarte mare, și în armată a avut succes acest instrument, pentru că băga croaza în vrăjmaș de la foarte mare în distanță. Și numai că... să se miște. Și se dădeau semne de stânga, de dreapta, ocoliți, încercuiți, fel și fel de... Da, și războiul psihologic era la modă și atunci. Da. Băga groaza în dinamic. Așa. Și în acest context aș întreba... instrumentele metalice, cam care există o legătură între acestea de lemn și trâmbițele de... Sigur că da. S-a fost documentat că au fost cândva de lemn și după aia s-au transferat la metal, probabil că sună mai puternic în metal, sau de ce s-a trecut acum, la metal? Nu, s-a trecut, dar nu s-a trecut de la metal, cred că au coexistat. Fiindcă în situații normale de păstorit, când aveai de comunicat între ghilimele, cu vitele, cu oile pe care le aveai, că și alea trebuiau cârmite pe islas. Acolo puteai să folosești un instrument de lemn, fiindcă era mai plăcut, adică avea două funcții. Una dădea comenzi, dar nici nu te zgudea la urechi, fiindcă astea metalice sunt mult mai puternice. Noi mergem mâine în țara Oașului, și acolo, ce să vezi, acolo sunt niște chestii din metal care, când sufli în ele, crapă pereții și crapă piatra. Dar acolo aveau alte funcțiuni și printre care, una care zicea așa, trebuie să se audă mai bine. Că una din marile probleme ale celor care cântă la tulnic aici, la moții de cântie, este că nu au eco. Ei vin din Munții Acuseni, nu? De acolo s-au tot venit, dar cum ziceam la începutul secolului trecut, și au venit și cântau la instrument și nu se întorcea nimic. A pleca și se tot ducea până în Polonia sunetul lor și nu-l întorcea nimeni. Deci trebuie un anumit sunet, un anumit material. Deci metalul e mult mai puternic și obține mai ușor ecoul ăsta. De care vorbeam. Instrumentele există împreună. Există chiar variante. Ăsta, buciumul din Vrancea, poate fi făcut chiar pe un soi de miez metalic, care este formă în